În această dimineață, puțin după ora 7, un echipaj de pompieri ai detașamentului Petroșani a intervenit pentru degajarea unui copac de mari dimensiuni căzut pe carosabil pe DN66 la intrarea în defileul Jiului. Intervenția promptă a pompierilor a făcut ca cele două sensuri să fie blocate doar pentru puțin timp. La scurt timp, traficul rutier pe defileul Jiului a fost reluat. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ploi torențiale Vijelii și local grindină, valabil până mâine, 3 iulie, la ora 10. În Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, jumătatea de nord a Moldovei și local în Banat și în Maramureș, vor fi perioade cu averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului și vijelii, cu viteze la rafală în general de 70-90 de kilometri pe oră, descărcări electrice și grindină. În intervale scurte de timp, de la o oră până la 3 ore sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse de peste 50-70 de litri pe metrul pătrat.